Ministrul i-a felicitat pe militarii români pentru profesionalismul de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunii. Astăzi dorim să apreciem curajul și să dăm exemple. Trăim într-o societate din ce în ce mai săracă în exemple personale, dar în această lume jandarmeria română reușește permanent să aducă înaintea noastră oameni deosebiți, oameni cu caractere puternice. Stroie a adăugat că operațiunile desfășurate de militarii noștri au demonstrat că România are resurse umane pregătite și specializate pentru astfel de misiuni internaționale. La rândul său, comandantul contingentului, majorul Dragoș Buzoianu, a vorbit despre perioada petrecută în Afganistan și și-a manifestat bucuria pentru faptul că toți s-au întors teferi în România. A fost o provocare, o parte grea a vieții mele de jandarm, dar satisfacția e una imensă. Sunt foarte bucuros că am reușit să aduc toți oamenii acasă. Asta e o mare realizare pentru mine. Greu departe de familie, aproape 7 luni de zile, extraordinar de greu. Jandarmii români au executat în Afganistan operațiuni de instruire a ofițerilor nou înființatei poliții din această țară. A fost prima misiune desfășurată de jandarmeria română sub egida NATO. Înainte, jandarmii au participat la operațiuni internaționale sub patronajul ONU și al Uniunii Europene.